Oricum nu o să dau ordul, dar mă simt foarte rău. Și atunci pula mea trebuie să măcar să le dau de gândit la oameni. Nu știu pentru ce fac. Pe undeva cineva vrea să lase ceva. De obicei bărbații. Pentru că așa sunt ei. Ce vrei. Deci, Albert Einstein zicea ceva. Eu cred că e fals. Adică nu e fals. E bună ideea. Zicea că viteza luminii e limita. Cum ai putea crește viteza luminii? Păi, în principiu, n-ai cum. Pentru că toate radiațiile, orice frecvență ar avea, au viteză luminii. Și atunci cum poți? Păi, de obicei ăștia manipulează cu, să zicem, curentul electric sau orice energie, că frecvența este invers proporțională cu pula mea, modulația și alea. Deci trebuie să găsim altă modalitate. Altă modalitate ar fi o singularitate. Asta a fost, a fost descoperită de scriitori. Science fiction. Da, sunt niște vizionari, doar își imaginează. De fapt, îi peregrinează depășirea vitezei luminii. Ar fi informația. Acum. Chiar suntem în secolul informațional. Păi cum o poți depăși? Prin cuante. Ai auzit de fizica cuantică? Fără acum cuante. E foarte simplu. Luăm doi electroni. Care electroni sunt ca și frații gemeni. Luăm electronul ăsta de aici de la noi și electronul ăla și ăștia vibrează și poți să le bagi vibrație cu postul de tare. Băi, apoi ce pula mea. Un electron e atât de mic. E mic, ce să zic, dar dacă îi bagi energie maximă, rezistă. Și atunci chiar poți să te teleportezi până electronul pizdos. Ăsta vibrează în legătură cu celălalt. Nu știu, pot să zic că mulți au cercetat chestia asta și au descoperit chestia asta. Deci n-ar fi chiar invenția mea, că eu nu pot să-mi arog toate drepturile după planeta asta. Ce pot să-mi arăt eu, că pula mea, poezia mea e a mea, dar odată ce pula mea o dau pe YouTube, nu mai e a mea, al România. Păi cum vibrează la miliarde de kilometri? Da, se poate. De ce? Deoarece. Și de ce lași tu asta aici? Băi, proiectul total, eu pot să fac. Da, să zicem că poate două ori pe mâine. Și atunci trebuie să, chiar trebuie să las la alții să gândească.
trebuie să fac asta. Prin ce? Păi, dacă îmi pot să fac la macro, că sunt foarte afectat. Suntem foarte bun la Gilgamesh. Pula. Ah, fuck!